Bună ziua! În acest tutorial o să desfacem acest link high. Este un link high worker. Are o problemă la transmisie. Pentru asta desfacem șuruburile acestea. Pe zon împrejur. După ce am desfăcut toate șuruburile de prindere ale capacului, am ajuns la variator și la ambreiaj. După cum se vede, avem ceva aluminiu pe aici, mai mult ca sigur s-au dus ferodourile de pe ambreiaj și a frecat aluminiu de pe sabos pe oală. Cum se vede și oala a fost forjată și a schimbat culoarea. O să desfacem să vedem ce găsim și aici. Așa, pentru asta avem nevoie de o cheie de 19. Atenție, piulițele acestea sunt foarte strânse. De obicei nu prea puteți să le desfaceți. Ele necesită înlocuite. Le-am slăbit înainte. Așa, și pe aceasta de la variator. La fel. Odată desfăcute acestea, să iasă și variatorul și ambreiajul. Da, uitați, exact cum vă spuneam. S-a dus ferodou și a frecat sabotul pe oală. S-a lipit de oală la un moment dat. Aici, variatorul acesta nu arată foarte bine. O să-l schimbăm și pe acesta. Vă uitați de obicei după urme aici făcute de curea. Se fac ca niște canaluri unde freacă foarte mult cureaua. De să simt la mână foarte bine. Odată ce s-a încins ambreiajul și s-a făcut aici o temperatură foarte ridicată, mai mult ca sigur trebuie schimbată și cureaua. Aceasta oricum era jalnică. Să vedem că s-a depus și aluminiu pe ea. Și o verificăm și să nu fie ruptă. Da, asta e și crăpat aici. Deci clar trebuie să schimbăm și cureaua. Așa, variatorul îl tragem și pe afară. Are 4 șuruburi. Și înăuntru trebuie să fie rolele. O să vă arăt cum trebuie să fie și rolele așezate înăuntru. O să curățăm un pic aici și capacul și o să montăm piesele noi. Așa. O să schimbăm, cum am spus, la ambreiaj. Decât saboții și cu oala, avem aici pe cele noi, așa, fuliile sunt bune, o problemă des întâlnită la acestea, fulia din spate, ultima, crapă aici în spate. Altceva ce trebuie să verificăm, să culiseze fuliile, deci acestea au o tendință de răsucire ușoară când se strâng. Trebuie să verificăm să nu se blocheze la un moment dat. Deci le strângem, le dăm drumul. Să culiseze fără probleme. Așa, pentru asta o să desfacem, după cum se vede, aici a fost bătut, a mai fost schimbat odată acest ambreiaj. O să desfacem piulița aceasta. Arcul este puternic, dar nu este foarte puternic, adică nu este obligatoriu să prindeți într-o menghină. Puteți să țineți și apăsat fără probleme, deci nu vă faceți probleme că o să vă sară ceva sau... Dacă țineți bine apăsat aici, nu o să sară când îți faceți piulița. Am luat piesele originale. Cele originale au marcajul, cum se vede și pe cele vechi și pe cele noi, de jur împrejur. Au acest FJ inscripționat pe ele. Așa, nu vă recomand să luați aftermarket, nu este diferență mare de preț și nu țin nici pe sfert cât acestea. Așa, cureaua. Aceasta, cum v-am arătat, este crăpată, dar... Pentru a vedea dacă o curea este uzată sau nu, se măsoară lățimea.
din fabrică de nou, ea are 23 de milimetri. Sub 21 de milimetri începe să patineze și la un moment dat nici nu o să mai plece de pe loc. Deci măsurați cu un șubler grosimea. Acum o să trecem la treabă, să slăbim această piuliță, să o desfacem, să schimbăm saboții și apoi ne ocupăm și de variator. O variantă foarte simplă, majoritatea aveți o menghină acasă, dacă nu aveți o cheie de ajuns de mare, prindeți piulița în menghină și rotiți de fulii. Este cea mai simplă variantă dacă nu aveți o cheie destul de mare. Deci, atenție, numai să aveți grijă să nu vă sară apă. Gata, s-au desfăcut. Ok. Acum o să punem pe cei noi. Ce am desfăcut, curățăm un pic aici cu un spray de gripant, să nu avem probleme. Să culiseze bine arcul. E ok. Lăsăm un pic și o să ștergem cu o cărpă. Bilele acestea, cum vă spuneam, trebuie să culiseze ușor. Deci verificăm și acest lucru, mai ales că am văzut că a sărit aluminiu peste tot. Avem grijă să nu fi intrat și aici. Acestea merg ușor, fără probleme. Deci o să ștergem un pic și o să le punem la loc. Așa, acum o să punem saboții noi. Da. Aceștia au o parte dreaptă, nu sunt perfect ovali, unde intră pe canal aici. Așa, ținem fixați și prindem piulița de formă și apoi o să o strângem. Mai departe o să desfacem și variatorul. 4 șuruburi. Rolele nu trebuie să fie așa. Trebuie să fie pe aceste caneluri. Da. O să schimbăm și carcasa aceasta care e terminată. Rolele sunt bune. La role vă uitați că se face o tăcitură la ele când sunt uzate și trebuie schimbate. O să schimbăm decât carcasa și cu fulia. Curățăm bine spatele de la variator. Aici, când se uzează acestea, se mișcă și cad. Acestea sunt încă bune, măseluțele. Așa, spatele de la variator are puțină uzură, dar este foarte, foarte mică. Îl mai lăsăm. Așa, o să-l curățăm și o să punem rolele și toate cele în variatorul nou. Odată ce am montat rolele în variator și am pus capacul, așa, avem grijă spatele variatorului să nu se deplaseze ca să nu se miște rolele de pe poziție. Îl punem la locul lui. O să ștergem pe aici, că pe aici merge cureaua și să nu fie. Să nu fie ulei ca să alunece cureaua, să patineze. Ok. Așa. Punem și ambreiajul. Așa. Apoi cureaua. O să o băgăm. Trebuie să intre puțin pe. Să distanțeze un pic fuliile ca să ajungă și în față la variator. Așa. Punem fulia
de la Variat. Ok, prindem și folia. Și aici, și piulița.